Corvinul joacă în Cupa României în această seară de la ora 19:30 la Hunedoara împotriva CFR-ului. Meciul nu va fi unul ușor, formația hunedoreană fiind singura echipă de ligă secundă care a ajuns în faza sferturilor de finală ale competiției. Florin Maxim, tehnicianul Corbilor Albaștri, a dat de înțeles că miza este una mare și că nu întâmplător echipa sa a ajuns în această fază. Nu ne-a oferit nimeni locul în sferturile de finală. Am luptat, iar băieții au muncit mereu de când am venit la Hunedoara, a spus antrenorul. Noi am făcut lucrurile să se întâmple, am crezut în ele, poate noi din angrenajul nostru și alături de suporteri care pe această cale țin să le mulțumesc că au fost alături de noi pe tot parcursul sezonului, au venit în număr cât mai mare la stadion și la ultimul meci. Noi ne-am propus în vestiar ca ăsta să fie obiectivul de la care plecăm, să oferim suporterilor noștri și oamenilor care vin să ne vadă, să plece mulțumiți de la stadion. Ceea ce obținem după terminarea meciului, vedem după ce se termină meciul. Dar ca implicare și ca abordare, eu zic că am fost echipa pozitivă. De fiecare dată am încercat să producem fotbal. Fiind conștient de valoarea adversarului din această seară, tehnicianul hunedorenilor se bazează pe determinarea și luciditatea elevilor săi, iar la fotbal mingea e rotundă, orice este posibil. Important e să fim lucizi, să atragem această energie, cum spunea și domnul președinte, această afluență de public va fi un public numeros. Noi știm, noi trebuie să îl gestionăm până la urma urmei. Ei vin să ne vadă în mare parte și pe noi și să transformăm acea energie a publicului în ceva pozitiv, să o luăm ca pe ceva constructiv și ei să fie alături de noi pe tot parcursul jocului, pentru că la fotbal ai momente bune, mai puțin bune. Gruparea lui Florin Maxim e pregătită să dea totul pe teren în această seară, într-o partidă în care publicul ar putea fi al 12-lea jucător.